Bine v-am găsit, sunt Dalia Ionesi și vă invit ca în fiecare vineri să facem împreună planuri de weekend. Este rubrica în care vă aducem cele mai interesante evenimente pentru un sfârșit de săptămână reușit. În perioada 5-6 iulie, la Cetatea de Scaun din Suceava, va avea loc Suceava Blues Festival, unde veți avea ocazia să ascultați atât artiști naționali cât și internaționali. Pe 6 și 7 iulie, la Câmpul Ung Moldovenesc, va avea loc The Camp, din cadrul concursului de alergare montană Bucovina Ultra Rocks. Pentru iubitorii de film, în perioada 6-7 iulie, începând cu ora 19:30, în zona de agrement Tătăraș din Suceava, va avea loc evenimentul Ice Movie in Summertime. Pentru iubitorii de mașini, vă anunțăm că în perioada 6-7 iulie, la Conacul Domnesc din Șcheia, va avea loc Expo Tuning and Sound. În această sâmbătă și duminică, între orele 11 și 20, la Shopping City Suceava va avea loc expoziția interactivă Wild Nature. Prin intermediul tehnologiilor moderne, copiii vor putea explora animalele și habitatele lor într-un mod educativ și captivant. Atât pe 6 iulie, cât și pe 7 iulie, de zilele municipiului Rădăuți, vă puteți bucura de prezența câtorva artiști cunoscuți. Este vorba despre Mișa și Holograf și WhatsApp împreună cu Zdob și Zdub. Sâmbătă 6 iulie, începând cu ora 16, la Muzeul Arta Lemnului din Câmpul Lung Moldovenesc, va avea loc un atelier de modelaj susținut de Mărgelușa. Tema atelierului este Căsuțe din povești, activitate care oferă o experiență captivantă care stimulează creativitatea și îndemânarea celor mici. Acestea au fost evenimentele pe care vi le propunem pentru acest weekend. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și vă aștept vinerea viitoare cu noi sugestii de activități captivante. Până atunci, vă doresc un weekend minunat și plin de aventuri. Sunt Dalia Ionesi, numai bine!